seară. Așa. Și o să sărbătorim acolo în parc. Noi vă așteptăm și pe voi cei de aici în parc, duminică. Pentru că în parc duminică eu vreau să spun că o să avem un concurs dimis pentru copii între 5 și 8 ani. Noi acolo ne oprim, nu mergem mai departe. Suntem copii, nu avem voie mai departe. O să fie, se cheamă concursul Mini Miss și Mr. Buzz. O să câștigătorii, prin bunăvoința lui Ovidiu, o să câștigi fiecare, băiatul și fata, care o să câștigi, o să primească sesiunii fotografiite. Iar ceilalți o să primească niște punguți cu dulciuri, ca atâta avem. V-am spus, stăm jos la capitolul finanțe, dar ne descurcăm, adică încercăm să ne descurcăm. Ok? Mai zic, mai are ceva de spus, Anaia. Dar și la seara celui de-al doilea. Deci, cum v-am spus, și la seara celui de-al doilea, nu doar, ne bucurăm, nu doar de una de la Pariția, dar și de la seara albumului Andrei, da? Bun, mulțumim, Andreea. Dimineață, adică sâmbătă, nu, mâine vine. Deja am ajuns la vine. Mâine vine, vă așteptăm sâmbătă de la ora 9, la o competiție de șah, i-am zis noi șah între generații, pentru că vor fi trei fetițe care joacă șah de performanță, adică sunt pasionate deja de șah și joacă șah de performanță. Ele au, uita pe mine, așa. Joacă șah de performanță și ele vor juca sâmbătă la ora 9 șah cu domnii care joacă șah în timpul liber în parc. Și le vom pune față în față, să vedem care pe care. Și vor primi, cel câștigător va primi o cubă, ceilalți vor primi diplome și copilașii vor primi pachete cu dulciuri. După aia vă mai așteptăm, cum am mai spus, duminică după amiază la ora 5 în parc. Pe de-o parte își lansează Andreea cu Sacarin, mai spun o dată, nou, cel de-al doilea album, deci suntem deja la al doilea album. Și noi vă așteptăm la concursul nostru. Vor fi două probe, copiii vor trebui să-și prezinte ținuta lor cea mai frumoasă, iar cumva a doua va fi Ingenious Bază. În juriu va fi Steliana, cine va mai fi în juriu? Ovidiu, Anca, care ne-a mai sprijinit, Anca a venit de profesor de limba română, Carina, parcă, nu știu, dar îmi place, vorbește tare, nu Andreea. Andreea, Andreea, corect, Andreea va fi de la Fiasor. Și Ramona de la noi, Ramona și Carina de la noi, va fi în juriu. Noi vă așteptăm acolo, duminică, sunt duminică de la ora 5, sunt de la ora 9 tot în parc. Iar vineri noi o să avem un schimb de experiență la Târgu Meșteșugarilor, pentru că noi ne continuăm munca, pentru că deja începe să luăm interviu, să filmăm, altfel nu se... Meseria asta nu se face la birou. Meseria asta o face în teren și furi, mai mult de